Meciul a fost unul strâns. Primul set a fost câștigat de oaspeți, iar următoarele două de gazde. Scor final 2-1 pentru Slen 90. Sperăm să ne calificăm în faza a doua a competiției, să se califică primele două echipe și sperăm să fim printre cele două echipe care se califică pentru faza a doua a competiției, campionatului național. Luția este foarte bună. Ele sunt pe un drum bun, eu sunt cam sever, că n-am ce să fac. Asta dă de notă că am antrenat și am jucat volei și eu am fost corectat cu vorba de anumite persoane ca să ajung unde să ajung. Aici sunt câteva jucătoare care o să mai auzim și în viitor de ele. Campionatul național de volei începe pe data de 21 septembrie. Slen 90 va disputa primul meci în deplasare la Tulcea cu CS Danubius. Următoarea competiție se va disputa în Medgidie cu CSS Constanța pe 19 octombrie, după care urmează un meci în deplasare la Galeați, unde jucătoarele CS Slen 90 vor disputa un meci în prezența celor de la CSS ACSV Donaris 2010.